Orice lucru în lumea asta care nu are o poveste este neterminat, incomplet, crede Eugenia Moldovanu. Prin urmare, ea împletește povești din spic de greu. Fiecare spic are un simbol căruia îi atribuie o poveste tradițională românească. Fie că e vorba despre înțelepciunea reprezentată de simbolul pâinii noastre, cea de toate zilele, fie despre puterea simbolului ceresc reprezentată de Îngerul Păzitor. O parte din aceste simboluri au fost vernisate în incinta Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău, cu genericul Trec anii mei în valsul spicelor de greu. Emisiunea Tezaur de astăzi este despre Regina Paiului. Astfel am numit-o pe doamna Eugenia Moldovanu, meșter popular și purtător de tezaur uman viu de la Ustia Glodeni. Activează la Bălți, dar paiele le culege de la baștina sa. De fiecare dată când își expune lucrările, mă apropii și de fiecare dată descoper ceva nou. De această dată, dumneaei și-a vernisat toate lucrările confecționate din pai, pănuși, fibre vegetale la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău. Să vedem cum se descifrează fiecare lucrare și care este povestea ei. Să începem de la lucrarea de sus, se intitulează Pace. Este inventată, adică de un copil care frecventează la mine Centrul de Cultură și Tineret și acolo este în mijloc mama. Pe urmă merge soarele, după poezia lui Grigore Vieru. Fie mama într-una, fie soare într-una, fie pâine într-una, fie pace într-una. Da, cartea cu spicul de greu mi-a sugerat-o fetele de la Biblioteca Municipală Eugeniu Coșeriu din Bălți, la care autoare ele sunt Ludmila Ouș, Țurcanu Diana. Ele pe ultima sută de metri mai rămăsese vreo săptămână jumate și mi-a spus că dar nu ați vrea dumneavoastră să confecționați o carte din paie. M-am uitat așa la dânsele cam și zic nu o să pot. Și era ultimul weekend, fiindcă trebuia de acum joi să fie lansare de carte. Și la weekend zic, ia să încerc totuși, să improvizez o carte din paie și iată. Este superbă, este copertată, frumos, ca un album. Și coșuri faceți? Da, coșul acesta este confecționat din împletitură, este din tăi împletit, este un coș confecționat cu 10 ani în urmă, încă. Nu l-am dus nici la o expoziție, l-am confecționat pentru muzeul din Atena, dar doamna așa și nu a mai venit, nu știu de ce, eu i-am mai confecționat un coș din paie, din împletitură în volum, ea a venit și le-a luat lucrările, pe urmă acestea nu a mai dovedit, eu i-am pierdut adresa și ea nu m-a mai sunat. Acest coș parcă da, trebuia să vină este, la această expoziție. Da, acest coș este din, tot așa din împletitură, numai că din paie, și este un coș pentru păpușă. Aici am pălăriile femeiești, pălării bărbătești, confecționate în tehnica cu zâmți, în patru fire și în tehnica nietede, în 4, 6, 8 fire. Aici avem, iată, tot o lucrare nouă este de anul acesta. Se numește Plânge o vioară în memoria domnului Dumitru Căldare, care a decedat la 92 de ani și este fondatorul orchestrei Barbu Lăutaru din Bălți. Iar soția lui este aici și ne va cânta un cântec. Pentru cine să mai cânt o foc, cântuiește azi în pământul. Plânge-n cuivioara ta, n-are cine-o mângâia, măi, n-are cine-o mângâia-o. N-are cine să ne aline
că Dumitru nu mai vine, că Dumitru nu mai vine, măi. Ce învățați acolo la cercul condus de doamna Eugenie Moldovanu? Lucruri foarte frumoase. Facem îngeraș, diferite obiecte din paie, interesant. O frumusețe rară ca să privești la lucrurile astea, știi? Într-adevăr, te liniștește, sufletește. Ca să faci așa lucru, trebuie să ai un gust, în primul rând. Și suflet. Și suflet mare. În 2011 s-a întâmplat o ars apartament și au ars lucrările. Și atunci numai lucrarea asta se numește Lacrimile Îngerilor. Aici avem jos pălărie în fața pâinii. Atât. Wow. Spune totul, cred că. Da. Aici avem răsărita în vazon. Tot simplu. Și aici avem copacul bunăstării. Aici este tematica de iarnă, este Moș Crăciun brodat, aici avem buhaiul, cum s-ar spune, aici avem căluțul, avem colacul iarăși bunăstării cu clopoței, avem berbecuțul și avem papucei lui Moș Nicolae. Și un iepuraș cu morcov. Și un iepuraș cu morcov, da. La vernisarea expoziției personale, Eugenia Moldovanu a vorbit despre pasiunea ei de a împleti în paie, subliniind că prin meșteșugurile populare putem transmite nu doar frumusețea artistică, ci și istoria și tradițiile noastre. Și-am fost în peștera a domnului meu și-am văzut acolo pe Iisus Hristos, ce din înălțime a pogorât jos, ce din înălțime a pogorât jos, El ca făcătorul și mântuitorul își alese ieslea cea cu fânt pe jos, își alese ieslea cea cu fânt pe jos. Sus avem steaua de Crăciun, avem într-o inimă bat două clopote, aici avem pentru anul nou, aici avem clopotul din suflet. Acesta este sufletul meu și neamurile care mă înconjoară și toți care au venit azi să viziteze. Doamna Eugenia, aveți multe neamuri și foarte mulți prieteni, fiindcă sufletul noastră bun atrage și îngerul cu fire de negare. Și aici iarăși steaua se repetă, adică steaua care prevestește nașterea lui Iisus Hristos și aici avem îngerul care, iată, a prevestit lumii nașterea lui Iisus Hristos și iată stăpânii casei și brăduțul sunt gata pentru Crăciun. Aici este coroana Moldovei, fiindcă este cu tricolorul și îngerii care să ne păzească Moldova noastră. Aici avem Moș Crăciun și cu mana pământului sau barba popii, da. Aici avem îngerul spicelor de grâu, este o poveste aparte, care eu o povestesc când fac masterclass-uri cu copiii și cu lumea. Se spune că la răsărit de soare, când spicele de acum s-au pârguit, s-a coborât deasupra lanului de grâu un înger, îngerul grâului. Și le-a spus grânilor, dragile mele, v-ați pârguit și de acum fiecare va trece printr-o transformare. Așa metamorfoză trec și oamenii, copiii când cresc și voi la fel. Cineva va fi pâine pe masa copiilor, cineva va fi așternut pentru vite, cineva va fi hrană pentru păsări. Iar astăzi noi vom intra în poveste și vom preface tot aceste paie într-un îngeraș. Eugenia Moldovanu este cunoscută atât în țară cât și peste hotare, datorită maestriei cu care prelucrează fibrele vegetale, din care confecționează pălării, panouri decorative, figurine și mărțișoare.
a menționat domnul Petru Vicol, directorul Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău. Un om se numește excepțional. Prin lucrările ei făcute în fibre vegetale, deci de fapt sunt niște opere de artă, după părerea mea, și în condiția când le păstrăm, în condiții bune, aceste piese pot dăinui zeci și sute de ani. Și pentru Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală este o onoare astăzi de a găzdui această expoziție, care este una jubiliară, deci în acest an doamna Eugenia Moldovan a plinit o vârstă frumoasă și cu această ocazie muzeul, reșind din colaborările noastre de mai mulți ani, am decis să organizăm această expoziție, făcute din ultimele lucrări ale doamnei Eugenia Moldovan. Toate piesele sunt făcute, confecționate în ultimii ani și sunt excepționale prin forma lor, prin maestria lor. Deci, și ceea ce am observat, foarte mulți vizitatori, când vin la muzeu, întreabă de lucrările doamnei Eugenia Moldovan sau cum poate fi contactată ea pentru a iniția o colaborare. Doamna Eugenia Moldovanu este meșterița egală cu un întreg meșteșug. Este cea mai reprezentativă și se pare că este singura. Bine, paiul pe care îl împletește și dă chipuri atât de interesante este în istoria noastră un element foarte banal. A fost întotdeauna folosit pentru a unge cu el pereții împreună cu lutul. A fost mâncat de vite, a fost așternut pe jos, bineînțeles după ce se scotea bobul din pai. Și doar în rare cazuri a căpătat o cinste mai diferită atunci când se găsea câte un meșter mai gelos și făcea din el lucruri frumoase. Astăzi doamna Eugenia Moldovanu ne demonstrează că paiul are calități artistice la fel de multe și de importante ca multe alte materiale din care se lucrează. Demonstrează că acest pai de culoarea aurului, de culoarea soarelui, este unul fundamental în mediul nostru cotidian, pentru că lucrările pe care le realizează sunt foarte potrivite pentru orice interior. Eu cred că nu vă pare rău că trecare prin valsul spicelor de grâu, pentru că așa sună frumos, armonios. Cred că exact cum decurge viața dumneavoastră de artist. Mă face plăcere și sunt onorată să vă cunosc încă de când am intrat la Centrul Național de Creație Populară pe atunci și am reușit să activăm an de rândul. Atunci, fiind responsabil de compartimentul meșteșuguri, domnul Ion Bălteanu, pe urmă doamna Iulia Paliț și domnul Onofriescu, mai târziu a venit și Mariana Dobzeu, iată e aici, o văd. Acum este și colegul nostru, Vecislav Filimon, care la fel se îngrijește de meșteșuguri în cadrul centrului Corina Rezneac, a fost un pic la centru care la fel a fost mână-mână cu activitatea dumneavoastră. În calitatea mea de conducător al acestei instituții la momentul actual, nu aș spune nimic altceva decât admir, respect, vă felicit pentru tot ce faceți, că mult nu aș putea spune la compartimentul profesional despre ceea ce faceți dumneavoastră, nu întâmplător am dat numele specialiștilor care s-au îngrijit de acest aspect anterior, dar ca și o colegă care, eu știu, mi-ați fost aproape de suflet, doamna Eugenia, știți prea bine, am avut și plecări împreună din partea colegilor mei de la centru. Un salut, fierbinte, felicitările de rigoare și această diplomă cu un suport financiar și cu oricelele pe care le meritați. Mulțumim! Diplomă de onoare a primit și din partea Uniunii Meșterilor Populari din Moldova, din care face parte din prima zi. Yeah.
venit să admir oamenii creativi pe care Bunul Dumnezeu i-a hăruit ca să creeze. Din acești mișcări populari face parte doamna Eugenia Anunza, dar a primit și acest titlu de purtător de tezaur Manubiu. Vă felicităm cu acest prilej. Cu siguranță faceți parte din meșterii de elită, aș putea să spun eu, sau generația de aur, mie îmi place așa să-i numesc, pe cei care stau la baza creației populare și datorită cărora a reînviat oarecum arta meșteșugurilor tradiționale. Iar dumneavoastră, pe lângă faptul că sunteți un meșter foarte exclusiv, că practicați asta cu multă dăruire, cu multă pasiune, mai știți să-și împărtășiți, pentru că am trăit împreună experiența atelierilor de creație atunci când ghidați acești copilași pe care, iată, generații și generații i-ați tot ghidat și am creat în cadrul atelierilor și mărțișoare și măști tradiționale și așa mai departe. Cu siguranță aveți multe a spune încă publicului, iar această expoziție este un absolut superbă, multe lucrări inedite pe care chiar le vedem pentru prima dată și eu vă doresc încă mulți ani de creație, să bucurați ochiul publicului, să ne bucurați, să ne îmbogățiți poporul nostru, pentru că datorită oamenilor creativi suntem noi mai bogați spiritual și datorită acestui fapt venim în timp. Iar personalități precum sunteți dumneavoastră, cu siguranță merită toate aplauzele și toate plecăciunile din partea tuturor. Eu vreau să mulțumesc în primul rând muzeului. Acestui muzeu care scoate oamenii din evidență, în meșterii populari. Fiindcă eu sunt prima dată aici, am mai vrut să mai vin, dar nu s-a primit. Și atunci am avut aceste expoziții la Bărță. Dar Bărță nu se compară cu muzeul de etnografie și istorie din Chișinău, fiindcă aici este foarte multă lume, mai mult ca la Bărți. Și de aceea vreau să mulțumesc muzeului pentru această expoziție. Vreau să mulțumesc Centrului de Conservare și Promovare a Patrimoniului Material, în frunte cu doamna Silva Zăvoreanu. Am fost împreună la Sibiu la expoziții. Dacă cineva zice că îmi place să frământ lutul, mie îmi place să frământ paiele și să le dau forma care vreau eu, dar pentru aceasta îmi trebuiește timp. Mie îmi place să mă joc cu paiele. Uitați-vă, stimați spectatori, la mine și spuneți-mă, rog, de ce am venit eu așa în casă? Am pădării frumoasă, nu? Eu n-am venit cu un buchet de flori, cu câteva clintici, am scăzut două, atâta mi-a spus. Eu pot scăzut și până mâine. Dar uitați-mă, eu am apărut o carte aici și cartea asta este pădăria mea tare. Asta e. Dar în carte, iar aici am 7 nepoței. Și să vedeți, este o poză unde toți sunt pădării de mea tare. Sunt sănătoasă și să mai domnulești paiele cu mine. Domnulești foarte bine. Și de când ai apărut pe ta, eu, într-adevăr, pot pădăria cea frumoasă. Să-ți adune, hai, bun.
La expoziția personală Trec anii mei în valsul spicelor de grâu a venit cu amintiri din copilărie consătenii din satul Ustia Glodeni și discipul pe care i-a învățat mânuirea paiului de grâu. Am fost și vecine, acolo ne-am și pornit la Săniuș, până la moară, știi? Era Săniuș ăsta cu vouă, ăsta, de atunci. Și eu vineam de deală, de vară, și ducam Săniuș, la mașară. Ca să vină vară și ea să se arunce peste niște spice, să ne jucăm și cu ele. Eu nu țin minte momentele astea, când ne-am trezit deja mari, când Eugenia a ajuns un om de valoare în aceste două țări frumoase, care poate ar fi cândva același subic. Și ai crescut în rodul spicilor, unde niște părinți deosebiți. În familia lor, mămica tot timpul profesa la ei, fiindcă avea un scrinciu frumos. Din mică îi plăcea să le mânuiască. Ca să ajungem la așa lucrări frumoase. Vreau să felicit din tot sufletul pentru toată creația care a creat-o, care m-a inspirat și pe mine mai apoi să creez și aliere în care am învățat toată inteligența și sufletul care l-a pus pentru a-mi învăța pe toți. Și chiar și acum, uneori, când mă gândesc la dumneavoastră, îmi vine să iau ceva paie și să mă împlinesc ceva. Pentru că, într-adevăr, dumneavoastră mi-ați făcut, nu știu, o iubitoare de cultură, de frumos, de artă. Mulțumesc mult! Înainte de această expoziție, Biblioteca Municipală Eugeniu Coșieriu din Bălți a lansat o carte Eugenia Moldovanu, meșterul popular care știe cum cântă spicele la răsărit de soare, care include și un atelier de creativitate. Noi am inițiat un proiect de a promova valorile locale, cunoaștere și memorie bălțeană. Și iată că acest proiect are ca scop de a promova personalități marcante din municipiu. Anul 2023 l-am dedicat doamnei Eugenia Moldovanu, meșterul care știe cum cântă spicele la răsărit de soare, biografie și atelier de creativitate. Este o lucrare elaborată cu drag de către echipa Bibliotecii Municipale, autorii care sunt Ludmila Oș, Victoria Țicu și Diana Zucanu. Și aș vrea să menționez și redactorul, cărții Valentina Botnariu. Această carte este importantă anume prin aceea, fiindcă la noi, cu Moldova, nu prea se editează așa fel de cărți. Din investigațiile noastre, am găsit o singură carte despre împletitul în paie, editată în anul 2000 și în format alb negru. Deci este important anume pentru toți doritorii care vor să îmbrățișeze acest meșteșug de împletit în paie. Este o carte foarte importantă prin aceea că toți cei care doriți și tindeți spre păstrarea obiceiurilor și tradițiilor noastre și spre transmiterea generațiilor viitoare. A creat o mare diversitate de obiecte, mult mai multe decât se cunoaște în tradiție, dar acesta și este rostul unui meșter popular, să dezvolte tradiție. Și din acest considerent a primit înaltul titlu onorific de purtător al tezaurului uman viu. Doamna Eugenia, felicitări pentru această distincție și pentru vizitatorii, admiratorii artei domniei sale. Îi dorim să aibă cât mai mulți discipoli. Dorim ca mulți, foarte mulți oameni să înțeleagă rostul acestor obiecte artistice și să le lase cât mai aproape de suflet, încât să-și ducă rostul până la capăt. Căci așa le-a vrut natura, așa le-a vrut câmpul, așa a vrut bobul de grâu sau bobul de secară și, până la urmă, voința tuturor, inclusiv a soarelui, meșterița a împlinit-o și ne oferă nouă în chipul acestor minunate lucrări.